break out. Izbucnește, scoate din tine, dă afară, nu ține. Explodează. The world wants to keep you in a box. Lumea vrea să te țină într-o cutiuță. Limit you. Adică să te limiteze. To where you belong. Acolo unde ți este locul, după părerea Stay lor. Stay in your place. Stai la locul tău acolo în cutiuță. How can you tell if the world has you in a box? Cum poți să dai seama că lumea deja te are într-o cutiuță? If you accept limitations. Dacă accepți îngrădiri și limitări în viața ta. You cannot do what God has called you to do. Crezi că nu poți, ești capabil să faci ce Dumnezeu te-a chemat să faci? If you do not act on the vision that God has put within you. Dacă nu acționezi conform cu viziunea pe care Dumnezeu ți-a pus-o. And you live without using God's gift. Fără să folosești darul Dumnezeu. You're in the box. Atunci ești în cutie. Pus de lume. You're in that box. Ești în acea cutie. You need to break out. Trebuie să spargi totul, să ieși afară. Să ieși afară. When God wanted to use Abraham, Dumnezeu a vrut să folosească de Abraham. God said, "Get out." I-a spus, ieși afară din țara ta. Go someplace else. Du-te în altă parte unde te trimit eu. Because when God asks you to break out, pentru că Dumnezeu când îți cere să ieși undeva, să ieși, He wants to bring you someplace. Înseamnă că vrea să te ducă de acolo într-un alt loc. He has another place for you. Are un alt loc pregătit pentru tine. Everybody has a place. Fiecare are un loc. You don't belong everywhere. Nu aparții peste tot. You belong somewhere. Ci aparții de un loc anume. You don't do everything. Nu poți să faci totul. You do something. Ci faci anumite lucruri. Who decides? Cine decide? God decides. Dumnezeu. Where? Unde? And what? Și ce? You are His servant. Ești robul lui. And you do as he says. Și faci ceea ce spune el. God sent Moses. Dumnezeu a trimis pe Moise. And he went down to Egypt land. Și s-a dus în țara Egiptului. And he said to old Pharaoh. Și a spus la bătrânul Faraon. Let my people go. Lasă poporul meu să plece. Why? De ce? Because God wanted to bring them someplace. Pentru că Dumnezeu a vrut să ducă poporul lui în alt loc. God wants to bring you. Vrea să ducă și pe tine Dumnezeu într-un anumit loc. God wants to bring you someplace. He doesn't ask you to leave. Nu cere să pleci. Until he's got someplace for you to go. Până când n-are un loc unde să te duci. Elijah. Ilie. He had a place by the brook. Avea un loc. There was water. There was food. Lângă un pârâu unde era apă, era But then it began to diminish. Și după aceea el a început să aibă pe el. God said, și Dumnezeu a întrebat, your time here is finished. Să scadă acel roș, atunci Dumnezeu a spus, timpul tău aici s-a terminat. In the will of God being there. Ai fost aici în voia lui Dumnezeu. But now I have some place else for you. Dar acum am un loc pentru tine pregătit. I have the widow's house. Am casa văduvei. And there I have unlimited oil. Și după aceea am uleiul care curgea înăuntru. When God takes you out from a mental place, când Dumnezeu te scoate afară dintr-un loc în care aparții mental, or a geographic place, sau un loc în care aparții geografic, or an emotional place, sau un loc de care ești atașat emoțional sau spiritual, it's only because este doar pentru că He wants to bring you El vrea să te ducă to a more beautiful place, la un loc mai minunat. Okay. So some people have decided not to live for people's approval. Deci unii oameni au decis să nu trăiască conform aprobării altor oameni. They don't want to be conformed to what other people think. Ei nu vor să se conformeze cu gândirea altor oameni. They want to know what God thinks. Vor să știe ceea ce Dumnezeu crede. They will pay whatever price. Sunt dispuși să plătească oricât. To do the will of God. Să facă voia lui Dumnezeu. They have found the key to their life. Au găsit cheia în viața lor. I pray that you, mă rog ca și tu, have found, să fii găsit, or will find, sau să găsești, before you die, înainte să mori, the reason why you are here on earth, motivul pentru care ești cu adevărat aici pe pământ, and then do it. Și apoi să faci acest lucru. Amin? Amin. Amin. You don't need to fit in. Nu trebuie să te potrivești la orice. You need to stand out. Trebuie să stai în picioare, să te ridici.
do what God has called you to do. Și să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Most people, majoritatea oamenilor, își trăiesc toată viața without direction, fără direcție, without purpose, fără scop, without a vision, fără viziune, a breakfast, lunch, work, mic dejun, dinner, prânz, sleep, muncă, breakfast, cină, work, lunch, somn, din nou, în fiecare zi, același lucru, stereotipul, același lucru, tot mereu, și așa se trece viața. Și ce ai făcut? But your life is more than that. Dar viața înseamnă mult mai mult decât asta, are o anumită semnificație spirituală. Something that will last beyond your ceva ce va ține peste durata vieții tale, după moarte. Something that will last for eternity. Ceva ce va ține veșnic. We don't build with wood, hay and stubble. Nu construim cu pietre, cu fân sau cu cărămizi sau gold. Construim and cu precious aur stones. Și cu prețioase. Pietre prețioase. Ce mai era? Pietre prețioase, aur, cu ce construim? Argin. Și argint, es silver. Thank you. Amen. Amen. We have got the cart before the horse. Nu trebuie să punem căruța înaintea calului. Most of us, most people, they live for other people, what they want, what they want. Mulți dintre oameni trăiesc pentru alți oameni, ceea ce vor alții, ceea ce vor alții. But they never bother to ask God, what do you want? Dar niciodată nu se întreabă, Doamne, tu ce vrei să fac? But we have priorities in the kingdom of God. Trebuie să ne stabilim anumite priorități pentru împărăția lui Dumnezeu. The priority means what comes first. Prioritatea înseamnă ce trebuie să facă întâi. And the Bible is very clear about what comes first. Foarte clar ce trebuie să facă întâi. Brothers, tell frate, me what comes frate, first. Ce, do you remember what comes first? Ce vine întâi? What is it? Ce care este? Tell me. Spuneți-mi. Yes. Seek first. Seek ye first. That's my entry. Before everything else. Because if you have the first thing wrong, dacă primul lucru la care vă focusați, everything este greșit, atunci totul merge greșit. If you have the first thing dacă right, primul lucru la care vă concentrați este bun, then the promise is, promisiunea este că all these other things will be added to you. Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Okay. So the purpose deci, for finding your gift and your area of leadership over that gift, a găsi darul și area în care să-ți desfășori acel dar, is not to produce followers, nu este ca să-ți produci urmași care să urmeze, but to produce other leaders, și să-ți produci alți lideri. Because you reproduce after your own kind. Pentru că tu reproduci după imaginea ta. Wolves bring forth wolves. Lupi reproduc lupi. Foxes bring forth foxes. Vulpile reproduc vulpi. Nu poți face altceva. Curcuticilor faci curcuticilor. You know, it's gets off in the ground. Curcuticele you reproduce after your kind. Reproducă, reproduce după felul lui. Musicienii produce musicians. Alți muzicieni. Iubesc acea genă. You reproduce after your kind. Reproducă, reproduce după felul lui. And as you become the leader, the developed gift within you. Și pe măsură ce devii un lider, dezvoltându-ți darul din tine. All the people see. Alți oameni te vor vedea. They feel. They sense. Și and it was birthed within them. S-a născut din tine. A desire. Din tine o dorință. To replicate what they see in you. Ca să duplici ceea ce ei văd. Să se facă la fel ca tine. It will not be the same way. Poate că nu este chiar la fel. But it'll be the same spirit. Dar este același duh. That will bring forth within. Care ne va aduce în noi. And when you live in excellence. Dacă tu trăiești în excelență pentru medale de aur. Nu mediu, nu obișnuit, dar neobișnuit, o viață neobișnuit, nu obișnuit, ne
Then people sense that. Atunci oamenii văd asta. And they say, he can do it. Și spun, dacă el poate, și eu pot. And then you develop. Și vor trăi pentru excelență și vei dezvolta prin asta noi lideri. It's not manipulation. Nu înseamnă manipularea oamenilor. It's inspiration. Înseamnă inspirarea oamenilor. It's not about people. Nu este vorba de oameni. It's about purpose. Și vorba de scop. It's about becoming. Este vorba de a deveni ceva. Not about doing. Nu este vorba de a face ceva. But becoming what God has called you to do, reach for the stars. Să ajungi până la stele dacă se poate. It's worth it, brothers and sisters. Merită, frații și surori. It's worth it. Merită. Prețul is foarte ieftin when you compare it to răsplata. Când compari cu răsplata, prețul este infinit. And inside of you, inside of you is that tree. Este acel copac. It's in there. Este acolo, you nu? Know it, you feel it, you sense it. Îl simți, îl simți ființa ta. And God wants to bring you there. Și Dumnezeu vrea să te aducă acolo și să te identifici. Designed to be sent out. Și sunteți deployment. Desemnați pentru să mergi afară. Not just for work. Și să implementezi noi. Nu numai pentru muncă, implementez noi moduri de a gândi și de a percepe această lume. Nu te-ai apart! Get out! Go!